Ieri seară s-a lansat oficial filmul Cartoon Cat. Ați auzit foarte bine, fraților, mă numesc Marius Iancu, iar astăzi, băieți, avem un episod super, super special pe care aștept să-l fac, vă spun sincer, de câteva luni, deoarece astăzi, băieți, vom reacționa în premieră la noul film Cartoon Cat. Ați auzit foarte bine, fraților, ieri seară, pe la ora României, să spunem ora 8:30, 9 pe acolo, s-a lansat noul film Cartoon Cat. Ei bine, este un film făcut de băieții aia care au făcut Siren Head The Movie, adică filmul ăla care era întins pe 3 părți și avea în total undeva la vreo oră și are undeva la aproape 100 de milioane de vizualizări pe YouTube, toate adunate, adică e ceva super, super crazy. Iar acum, fraților, au lansat Cartoon Cat The Movie partea 1. Nu uitați, fraților, să apăsați neapărat butonul de like, să vă abonați la acest canal dacă vreți să ajungem, Doamne ajută, la 500.000 de abonați și mai vreți să reacționăm la filme de genul și eu zic să-i dăm drumul cu reacții. Ei bine, fraților, vreau să vă zic că în acest film este efectiv povestea originală de unde se trage Cartoon Cat. În cazul în care nu știați, boys, Cartoon Cat a apărut pentru prima dată aici, în Ashmore, există și orașul ăsta și în viața reală, undeva într-o mină, într-un oraș, boys, în care oamenii efectiv au uitat într-o criză pentru că nu aveau locuri de muncă și se spunea acolo că în Ashmore ăsta e ceva mină unde sunt foarte, foarte multe bogății, așa că toată lumea și-a dat demisia de la serviciu, nu mai exista serviciu și desigur că oamenii s-au dus acolo în mină să vadă care-i treaba, iar acolo au dat de Cartoon Cat. Hai să vedem care-i treaba, are 8 minute filmul, sunt super, super excited și eu zic să-i dăm drumul cu reacția. Când au fost și mai disperați, uitați-vă, vedeți, fraților, toate afacerile astea, toate, efectiv, toate s-au închis, adică, bă, era nașpa. Uite, un tip anonymous: I want to work, jobs today or blood tomorrow. Vedeți, vreau să lucrez, vrem, cum îi zice, vrem muncă astăzi sau sânge mâine. Ok, hai să vedem. Deci cineva le-a zis că este o mină, uitați aici, mina de la Ashmore, unde sunt foarte multe bogății. Mamă, fraților, cred că aici e. Uite-mă, ăștia-s minerii, boys. Dacă n-au deschis aici mina, hai să vedem ce au găsit. N-au găsit nicio... Mamă, uitați-vă, chestia asta au găsit-o. Mamă, ce-i ăsta? Bă, cine-i ăsta? Mamă, bă, să merg în mine și să găsiți chestia asta, pe mă cac pe mine de frică, frate, adică nu-i Cartoon Cat, dar nu te gândești și tu, frate, că e ceva nașpa la mijloc. În orașul ăsta era numai suferință, fraților. Mamă, dar vreau să văd ce se întâmplă. Mamă, de aici este Cartoon Cat. Cartoon Cat Chapter 1, let's go, let's go, fraților, let's go. Mamă, sunt chiar foarte, foarte curios. Bă. Bă, ăsta e un miner mort. Toți sunt morți. Mamă, au găsit cartea asta. Uite-ți voi, o mână de om cu cartea asta. Have some tales. Everyone is scared of Cartoon Cat. Bă, ce se întâmplă? Mamă, ce... Bă, cât de mișto. Bă, nu vine să cred că de tare. Mamă, minerul ăsta. Pleacă, frățiorul meu, de aici cât mai poți. Aici se creează cartea. Bro, pleacă cât mai poți. S-a format. Ce e? Bă, s-a format, bă, pleacă, frățiorul meu. Fugi, fugi, fugi. Crede că e mâncare, bă, bă, fă ceva, man. Asta e personajul principal, cum era fetița aia în Siren Head. Bă. Ma. Fă ceva, frate. Te-a văzut, fă ceva. Mamă, dar ce ciudat arată, boi. Deci, bă, mi se pare mult mai creepy varianta asta de cartoon. Vedeți, așa... Habar n-am cum să explic, bă, dar nu-i desenată, bă, dar e mult mai horror decât varianta la care m-am gândit eu și pe care o știm toți. Bă. O să te găsesc. Nu îl găsi, soara mea, lasă-l acolo. Mamă, 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 frate, fă ceva, fă ceva, minere, fă ceva, frate meu. Fă ceva, frate meu, că nu te văd bine, pe bune zic. Fă ceva, că nu te văd bine. Mamă, cred că l-a simțit.
Fă ceva că nu te văd bine. Mamă. Bro. Găsesc, miros. Fugi, frate, bă, mamă, vine. Fă-mă ceva, fugi de aici. S-a ascuns. Mamă, uite unde e, uai. O să te găsesc în curând. Mamă, nu te uita, sub, nu te uita, te rog. Nu, nu te uita, nu. Mirosul tău, mamă, frățeu, nu mai respira așa. Mirosul tău, mamă, nu, o să-l găsească, fraților, o să-l găsească, nu. Nu-l găsi. Nu. Mamă, ai fix sub tine, mamă, ba, la lat. Ba, mamă, a venit ăsta, a venit unul nou, nu. Bă, a venit ăsta. Bă, a venit ăsta, man. Ăsta-i caută, că a zis că toată echipa 2 a zis la început, nu mai dădeam niciun semn de viață. Ăsta a venit să-i caute. Mamă, pleacă, frățior meu, de aici, pleacă, că nu știi ce te-ai băgat. Mamă, pleacă, frate meu, că nu știi ce te-ai băgat. Pleacă, frate meu. Mamă, și scapă ăsta. Ăsta e Ross, cred. Fugi, frățioru, fugi. Mamă, s-a sacrificat ăsta pentru Ross. Fugi, mă, fugi. Pleacă, bă, cum s-a sacrificat? Du-te odată, știi ce zic? Dacă tot s-a sacrificat pentru tine. Dai. Mamă, se aleargă, mamă, te aleargă, frățiorul meu. Nu-i bine ce se întâmplă. Nu-l prinde. Hai, mă. Nu-l prinde, nu te prinde. Fugi, farțiorul, fugi. Fugi, mă, nu te prinde. Mamă, unde e? Mamă, cred că o să se rupă podul ăsta aici. Cred că o să... Da, era sigur, sau deja era rupt. Mamă, e podul rupt. Ce faci? Ce faci, frate meu? Ce faci aici, frate meu? Ce o să fac aici, frate? Ok, podul rupt. Bă, asta crede că asta e mâncare. Nu-i mâncare. Frățiorul, pleacă, nu-i mâncare. Mamă, frate, bă, fugi, man, fugi. Mamă, vine ăștia înapoi. Bă, da. Uite, ăștia vin să-l ajute, bă, dar o să-i omoare pe toți. Bă, o să-i omoare pe toți, frate. Veniți, bă, dar ce o să faceți voi cu târnăcoapele? Bă. Mamă, ce o să facă ăștia, frate? Ce o să facă? Mamă, o să-i omoare pe toți, cred. Ia vine asta. Crezi că poți fi la mina noastră? Și să ne vânezi? Să ne omori prietenii? Și să scap cu toate astea? Opa, asta e mișto, hai, omoare. Nu contează ce e. You never dare to mess with Ashmore, my man. Niciodată nu te pui cu minerii din Ashmore. Otherwise, you're going to regret it. Sau o să o regreți. Hai să vezi ce s-o echipă. Cred că voi, ma. Mamă, ce e asta? Se face și mai mare, fraților. Eram sigur că nu-i bine. Ce, ca să mă lăsați să fiu liber. Și aici s-a terminat, fraților. Ba, aici s-a terminat prima parte, man. Mamă, cât de mișto a fost. Deci vreau să scrieți la comentarii ce părere aveți. Sunt chiar foarte, foarte nerăbdător să văd și partea a doua, însă...
Asta va fi peste câteva luni, fraților. Chiar a fost un film. Oh, no, vă dați seama, băieții ăștia au făcut cele mai bune animații posibile. Adică n-am văzut în viața mea animație mai bună ca asta. 3D, mișto, știi ce zic? Adică foarte, foarte tare. Dacă v-a plăcut, nu uitați neapărat să scrieți la comentarii ce părere aveți despre acest film. Și noi ne vom revedea curând cu episodul noi. V-am papă toți, vă urez o zi minunată. Ciao, ciao!